La Digi FM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi. Păi, de la compozitor de ode, cum am ajuns să luăm în direct prin telefon un copil? Ionuț din Cluj? Neața! Să rămână, tanti Oana, să rămână, Lilea Vlad! Aș vrea să recit prin intermediul vostru niște ode pentru prezidențiabilii noștri, așa cum le-a recitat domnul ăsta pentru Ciucă și așa cum le recitam noi acum 34 de ani. Știu că sunteți derutați, vă gândiți ce bățâță ai trăit pe vremea lui Ceașcă. Nu lăsați vocea să vă păcălească, eu am 45 de ani, doar că am rămas repetent de 35 de ori. Că mie îmi place la școală, asta este experiența, m-a învățat, le arăt eu tuturor șefilor de consilii județene cum se face o odă. Da, da. Bun, păi ia zi, pentru cine ai pregătit-o de înălțătoare? Păi da, hai să începem cu tatăl lor, da, șeful la guvern, care este Marcel Ciolacu. Oh, brav conducător Marcel, patron de diplome de bac, ție-ți recit un cântecel, deși eu sunt un biet votac. Cu braț puternic tu conduci un stat bogat, frumos, modern, dar tu, de fapt, trebuia să fii șef la covrigi, nu la guvern. Poftim, așa se face odă, comon. Și pentru cine mi-ai compus ode? O, pentru toți, nu facem discriminare aici. Aș putea să continui, de exemplu, cu adevărata odă pentru Nicolae Ciucă, nu chestia aia odioasă care i-a zis-o domnul ăla la congres. Deci pentru Nicolae Ciucă, da? Așa. Nicule, viteaz ostaș, Napoleon mai mic, în general, subliniez general, în general, tu ești ok, dar nu inspir nimic. Îți ies pe gură mari cuvinte, dar tu ai flair deloc. Tu ai putea fi președinte la scară. Ta de bloc. De bloc. Dar pentru Elena Lasconi n-ai scris nimic? La scară, la scară de bloc, da. Pentru Elena Lasconi, bă da, iepuraș în iarbă, doarme și visează. Îi fi tu președinte, ca Barna cântastează. Și, și am una pentru Mircea Joana, atențion. Ia. Ce? N-ați înțeles? S-am, te-am întrerupt? Deci ascultați aici Mircea Joana. Tovarășe adjunctă al secretarului general NATO, pentru această țară v-ați luptat și acum șefia adjunctă ați lăsat-o ca să încercați din nou la stat. Încă sunteți puternic ca oțelul, șampania încă nu s-a răsuflat și nu cum v-a numit Neanelu că sunteți prost informat. Ok, Ionuț, da. Ceva pentru Simion, pentru doamna Șoșoacă, ai? N-am atâta hârtie, n-am atâta pix, nu mă înjosesc așa chiar în alul ăsta. Am terminat totuși 4 clase, știți cum? Păi da. Stați așa, da. Că mai vrea cineva să intre în direct? Oare cine? Ioi, ești tare bună dimineața voi, dragă voi. Eu regativă nu chestia, am sunat Kelemen Hunor este, măi, am sunat că știți de ce. Am tot auzit ode pentru brav conducător, dar nimeni nu a făcut un iodă pentru Iohannis, măi. Am venit că să salvez eu situațiul. Deci vă rog să ascultați de la mine, dacă vreți, balada lui Iohannis de scriitorul Hunor Kelemen, Cixereda 2024. Jos, sub nucul uriaș, Klaus adormise. Doarme ca un copilaș legănat de una vise. Paltonul e altârn în club, în cui, agățat de o crache, calul paște în voia lui, rumegă și tache. Scoală, Klaus, drag copil, scoală, Klaus, drage, tu nu vezi cum vine tipitil, tipitil, timpul și te leagă. Trece timpul, ia cu el funcții, averi și case. Unii au scăpat cu trei, dar tu ai etichete, haromnei, cum se spune românește, șase. No, așa se face o odă.
Sivastok și zi frumos la voi. Mulțumim. Unguru Bulan în direct la Digi FM cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi.